That's what I say now. Prince is who I told you. Just got it now. One has diamonds in his pockets, and that's all right now. This one says he wants to buy you rackets. Yes, heck now. Hey! This one, we got a princely racket. That's why I sit down. Got some, we can steal a polished jacket. Yes, and now we marry him. Your father will condone you. And how about that now? We marry me, your father will disown you. Yes, and now we marry him. Marry me, I'm the one who loves you, baby. Can't you see? I ain't got no control about the dream. Go ahead now. If you like to tell me maybe, just go ahead now. If you wanna buy me flowers, just go ahead now. If you like to talk for hours, just go ahead now. If you like to call me baby, just go ahead now. If you like to tell me maybe, just go ahead now. If you want to buy me flowers, just go ahead now. If you like to talk for hours, Căciulița se urcă pe scenă. Am zis să-mi aduc și eu una, pentru că vreau să încerc următoarea mișcare. Ia distanță, te rog frumos, tu mai trebuie să continui. Te rog. Eu pot și cu nasul spart să prezint finala. Ai grijă la nas, la ochi. Mai avem de făcut niște. De asta și-a pus căciulă. Bravo! Am luat căciula de la o fată. E un păr blond. Are 18 ani. Sunt însurat! Sunt însurat! Să-ți iei căciula înapoi! Oh, Daniel, Max, Dragomir. O singură întrebare am înainte de a da cuvântul antrenorilor. Spune, serios, în cine ai vrut să arunci cu chitara? Țin foarte mult la chitara mea și n-am vrut să rănesc pe nimeni în seara asta. Am înțeles. Bine, și eu țin foarte mult la nasul meu și de aia n-am vrut să rănesc pe nimeni. Smiley. Gânditorul de la Vocea României. M-am bucurat de spectacol, Max sau Daniel, sau nu știu cum să spun acum. Daniel Max, Daniel. Zic Daniel Max, ca să știe oamenii Max, ce să Daniel. Voteze. Oricum Daniel va fi votat, să știe toată lumea de acasă. Daniel, da. Daniel, se vede că știi ce înseamnă să fii pe scenă, îți place, ne-ai transmis și nouă aceeași plăcere, ai făcut un show total și cred că locul tău e pe scenă în general, nu numai aici pe scenă la Vocea României. În general, pe el îl puteți vedea pe scena multor teatre importante din București. În general, Loredana vorbește atât de frumos. În general, ce ai de spus? Max, ai fost Maxim. Ai reușit să ne convingi că ești un artist complet. Poți să cânți la un instrument, poți să dansezi, poți să cânți cu vocea. Singurul lucru la care m-am așteptat să fi spart chitara aia de vreo boxă, cum fac cei de la Kiss. Chiar am avut la un moment dat impresia că așa o să faci, știi, dar... A vrut să spargă, numai că în partea era Moga. Știi ce vreau să zic, da. Dacă ajunge în finală, poate cinci. Da, exact. Oricum, am spart destul la repetiții, nu mai vreau. Oricum, am înțeles. Foarte tare. De acum, la numele tău de familie va fi așa. Daniel, Max, Dragomir, Maxim. Exact. Bun, Horea, mă întorc spre tine. Marius, vrea să spună ceva. Marius mă întorc spre Horea și văd în ochii antrenor lui că vrei tu să spui ceva. Ca prin vis. Max, mi-a plăcut că ai energie, tu ai în tine chestia asta, să faci show, să distrezi lumea. Și îmi place că ai energia asta. Cred că și dacă te simți rău, tu intri pe scenă și... Îți revii instant, adică faci totul pentru oameni și asta e de apreciat. În același timp, cred că mi-ar fi plăcut să te aud cântând, poate un pic mai concentrat pe voce, să fii mai prezent acolo, dar oricum, adică nu e ca și cum îți bag de vină, ci doar nu pot să mă abțin să nu-ți zic
per total, ai făcut un întreg... ai dovedit că cânti la chitară, faci coreografii... Mie mi-a plăcut. Overall, așa, poți să fii... Dar las pe Horia, că el zice oricum la... Da, mulțumesc pentru legătură, Marius Moga! Stimați respectatori, omul acesta, câți ani ai tu? 24. 24. Din Oltenița, apropo. Bine din Oltenița. Legea spectacolului în zilele noastre, dragii mei, este că atunci când un artist e pe scenă, el trebuie să-ți capteze atenția. Cu orice element are, cu orice atu îl pune la dispoziție pentru spectatori pe acea scenă. Eu nu știu la ce să mă concentrez prima dată la Max. Când l-am văzut prima dată și mai țineți minte că m-am întors la Tom Jones și It's not unusual, acolo mi-a dat o firmitură din nou, o secvență din ceea ce poate el să facă. Și în continuare am foarte mult de lucrat cu el și mă bucur că toți cei cinci au fost ascultători, au fost deschiși și împreună am găsit calea cea mai bună să facem cel mai bun spectacol. Iar eu cred că oamenilor, românilor din ziua de astăzi le trebuie un spectacol cu zâmbet, forță și energie. În etapa viitoare, vă asigur, vom avea bucăți mult mai lente. Am ales în special pentru băieți și pentru cele două fete, în afară de Irina, am ales bucăți care să le scoată în evidență puterea, determinarea lor pe scenă. A fost o provocare pentru ei și pentru mine. Mulțumesc, Daniel, frumos de tot. Atâtea lucruri frumoase spuse, atâtea citate, încât promit data viitoare am să vin cu carnețel și am să-mi notez, pentru că voi ați spus în seara asta cum trebuie să arate un cântăreț, cum trebuie să arate un om în showbizul actual, românesc, mă refer. Repet. Da. Mi-a plăcut. Doar că simt nevoia să adaug lucruri. Asta nu înseamnă că n-a fost frumos. Ai înțeles, Horia, da? Da, da, am înțeles. Știi că atunci la când cântai tu, de exemplu, cu Morandi, tu nu făceai atâtea mișcări cum făcea Daniel astăzi seara pe scenă. Sincer, nu, sincer îți spun. Uite, fă tu așa. S-a ridicat Brenciu. Băgați publicitate, vă rog frumos. Fă tu așa și cântă. Fac eu așa și cântă. Daniel. Nu, tu ești un showman, ai înțeles complimentul meu. Ai înțeles? Deci... Bun, nu. Nu, pentru că se ridică iarăși Brenciu și intrăm direct în publicitate. Poftim? Nu, Bartoș, te rog. Vreau să zic ceva. Poftim? Nu, la mine mișcarea e așa. Bartoș, vreau să zic ceva. Eu merg mult pe sexy. Da, spune Loredana, te ascult, ochi și urechi. Ți-am compus un cântec. Yes! Yes! Loredana, te iubesc. Mai foarte tare și așa că vai, dar până Pavel Bartoș va deveni în sine un hit,